dumneavoastră și mulțumim că ați onorat invitația noastră. Mulțumim și doamnei vicepreședinte a Consiliului Județean, doamna Emilia Arcan, pentru prezență. Domnul prefect este la București și probabil că alături de instituția prefectului vom organiza o întâlnire ulterior. Noi suntem Asociația Sens Civic și astăzi demarăm oficial campania Let's Do It în județul Neamț. Am să vă spun că suntem la a patra ediție, prima pe care o organizăm noi. Let's Do It România este un proiect început în 2009 în Estonia și de atunci a cuprins 90 de țări. De-a lungul timpului, la acest proiect, avem și câteva imagini de anul trecut, cred, din 2012. La acest proiect au participat de-a lungul timpului 7 milioane de voluntari. În 2010, județul Neamț a clasat pe locul 35 și noi sperăm să urcăm măcar în primele 15. Cam aceasta a fost poziția în permanență, în primii 30 ne-am situat și sperăm cu ajutorul dumneavoastră, al autorităților și, de ce nu, al colegilor din media, să fim undeva mai sus, în top. În România, în aceste trei prime ediții, au participat 650.000 de voluntari care au colectat peste 1,5 milioane de saci cu deșeuri. Și aș spune eu că, pentru a ne reaminti despre ediția de anul trecut, ar fi bine să urmărim un clip motivațional, un filmuleț al campaniei și câteva poze evidente. Am uitat să-l prezint pe colegul meu, Gabriel Colucariu, care este coordonatorul pe județul Neamț al proiectului Let's Do It România. Dar am vrut întâi să vedeți cam ce oameni au susținut în 2012 această campanie și, de fapt, care este motivația. Noi credem că o astfel de campanie nu rezolvă punctual o problemă care vizează până la urmă ecologizarea și protejarea mediului înconjurător, dar pentru că ne-am asumat acest proiect în 2013, sperăm ca ulterior să venim cu o serie de acțiuni care să conștientizeze românii și nemțenii asupra acestei probleme și în legătură cu acest subiect. Am să rog pe doamna vicepreședinte Emilia Arcan să spună câteva cuvinte. Dumneavoastră ei a răspuns din prima la apelul nostru de a sprijini acest proiect. Îi mulțumim pe această cale și, evident, mulțumim tuturor autorităților locale și județene care ne sprijină în Let's Do It România 2013. Și eu vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Totodată vreau să vă felicit pentru acest proiect îndrăzneț. Mă voi apleca cu tot ceea ce îmi stă în putință, atât pe partea de administrație publică, cât și pe linie politică. Am transmis mesajul în mare parte la instituția Consiliului Județean, însă aici vom afla foarte multe informații. Eu am preluat doar din documentele dumneavoastră care mi le-ați pus la dispoziție. Însă, ca treaba să fie foarte bine închegată, legată și profesionist făcută, am alături de mine doamnele, colegele mele din aparatul Consiliului Județean, care sigur că ne vor spune foarte multe lucruri interesante cu privire la proiectul dumneavoastră, în ceea ce privește deșeurile, colectarea și așa mai departe. Nu-mi rămâne decât să vă fiu alături cu tot ceea ce îmi stă în putință și salut inițiativa dumneavoastră. Mulțumim. Pe doamna Mihaela Popa, din cadrul instituției Consiliului Județean. Bună ziua, mă numesc Mihaela Popa, sunt la serviciu, la biroul UIP, Unitatea de Implementare a Proiectului, și sunt managerul de proiect pe proiectul Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Neamț. Este foarte important că dumneavoastră v-ați gândit să faceți așa o acțiune frumoasă, pentru că vom colabora și vom putea să ducem la îndeplinire, într-adevăr, prin această modalitate,
toate țintele pe care România și le-a asumat prin aderarea în Uniunea Europeană. Vrem și noi să avem o țară mai frumoasă, un județ splendid, căruia să-i punem în valoare toate frumusețile naturale și unde să nu mai existe niciun deșeu aruncat, haipui, prin pădurile noastre frumoase. Sistemul de management integrat al deșeurilor este un proiect foarte mare, este pe program operațional sectorial de mediu AXA 2, are o valoare mare, 41 de milioane de euro și suntem deja în implementare. Avem în derulare toate contractele de lucrări pentru a crea infrastructura de mediu pe care trebuie să o facem la nivel de județ, la județul Neamț. În primul rând, depozitul ecologic de deșeuri de la Girov, care este în... Deci, lucrările sunt aproape de... Deci, pe final de lucrare la celulă și vor fi terminate la anul, în 15 februarie 2014. Asta înseamnă că vom avea depozit ecologic pentru județul Neamț la anul și va fi operațional. Alte infrastructuri create prin acest proiect sunt stații de sortare și transfer de la Cordun, care va opera pe zona 2 Roma, stația de transfer de la Târgu Neamț și stația de transfer de la Tașa. Cu ajutorul acestui proiect integrăm și infrastructura de mediu creată prin FARE și vom face de asemenea, vom extinde area de acoperire cu colectare și selectare, deci selectare la nivel de județ, în toate localitățile, în toate OAT-urile județului, prin pozarea de platforme pe care vor exista 4 containere de deșeuri, 3 pentru reciclabile și 1 pentru reziduare. Aceste containere trebuie să fie, așa cum spun, pentru reciclabile. Deci va trebui împreună cu dumneavoastră să muncim pe acea componentă de conștientizare și informatizare prin care populația să înțeleagă că vor trebui să depoziteze cu aport voluntar în containerele de plastic, în containerele de hârtie și carton și containerul de sticlă și metal. Un container este de reziduale, așa cum vă spun, și numai reziduale ar trebui să ajungă la depozit. Deci, cu cât vom conștientiza populația să sorteze cât mai bine, cu atât vor ajunge la depozitare o cantitate cât mai mică de deșeuri și vom obține un profit, pentru că acest proiect este generator de venituri, prin reciclare. Reciclarea nu numai că este, din punct de vedere economic, bună, va scădea costul de operare la operatorii de colectare și transport și la operarea infrastructurii create, în așa fel încât gradul de suportabilitate să fie așa cum a fost estimat prin proiect și așa cum și-a dorit, într-adevăr, Ministerul Mediului, prin acest program operațional sectorial, să avem și noi o țară curată și, așa cum este în toată lumea, frumoasă și curată. Mulțumesc! Da, eu vreau să vă anunț că acțiunea Ales Doit România nu este străină pentru Asociația Sens Civic, anul acesta fiind la treia implicare, dar mult mai responsabilă, deoarece ne vom ocupa la nivel județean de implementarea acestui program. Ca să completez ce a spus doamna Popa, un obiectiv Ales Doit România este ca 40% din gunoiul colectat să fie selectat. De aceea voluntarii vor merge pe teren cu două tipuri de saci, unul pentru gunoaiele reziduale și altul pentru cele reciclate. Sacii vor fi personalizați astfel încât atunci când vor ajunge la stația de salvare să poată fi sortat gunoiul și astfel să contribuim și noi la îndeplinirea acestui obiectiv. Acum, în acest moment, noi vrem să lansăm startul etapei de cartare, deoarece acțiunea am anunțat în urmă cu 6 luni, iar de atunci am făcut echipa voluntarilor, cei care vor merge prin școli, pe la autorități și ne-am organizat. Iar acum Ales Doit România dă startul etapei de cartare, etapă care presupune implicarea tuturor echipelor județene de voluntari în procesul de identificare a murmanelor de gunoi din arealele naturale. În lunile august și septembrie, voluntarii vor crea împreună harta deșeurilor din România, o hartă în format electronic, actualizată în timp real, care poate fi accesată și prin intermediul aplicațiilor mobile.
Ce presupune cartarea? Voluntarii vor merge pe teren și identifică urmanele de gunoaie din zonele alese cu ajutorul GPS-ului, apoi completează o fișă cu detalii relevante pentru ziua curățeniei, ce tipuri de deșeuri se află în compoziția mormanului, volumul, elementele de dificultate din punct de vedere al accesului sau al transportului deșeurilor, precum și descrierea completă a punctelor de reper și modul în care se face accesul. La final, voluntarii introduc datele fiecărui morman cartat pe harta online, furnizând toate detaliile de pentru fișa de morman. Toți cei care vor să contribuie la realizarea hărții deșeurilor vor putea încărca mormanele de gunoi identificate în afara orașelor, accesând aplicația proiectului aplicație.lesduietromania.ro și secțiunea Adaugă gunoi. Pe lângă modalitatea clasică de cartare, începând de anul acesta, utilizatorii au la dispoziție și o aplicație pentru smartphone-uri cu sistem de operare Android, Windows, cât și iOS, care se găsește în Google Play, la fel ca și aplicația de pe site, cu care prietenii Lezduit România sunt deja familiarizați. Aplicația nou creată se numește Trash Out, este o aplicație gratuită. Mormanele identificate cu ajutorul acestei aplicații ajung direct pe site-ul Lezduit România și vor fi curățate de voluntari pe 28 septembrie, ziua de curățenie naturală. Alte informații privind buna desfășurare a activității de cartare pot fi găsite accesând manualul pentru activitatea de cartare Lezduiet România 2013, disponibil pe site-ul proiectului, cât și pe pagina de Facebook a Asociației Sens Civic. Cei din județul Neamț care vor să ne găsească ne pot contacta în afară de internet și fizic la foișorul din Parcul Tineretului, care noi în această perioadă l-am botezat fiind foișorul voluntarilor, unde îi așteptăm să se alăture nouă pentru reușita acestei acțiuni. Totodată aș dori să se implice alături de noi, pe lângă instituții, și mulțumim Consiliului Județean și Prefecturii și companii private care să ne ajute și să participe activ în ziua de curățenie, să privească această acțiune ca un team building care îl pot face împreună cu angajații lor. Vom continua și procesul de discuție cu alte instituții, precum și prin școli, unde vom face echipe mixte de elevi însoțite de îndrumători și de personal din cadrul Lezduiet România pentru a ajunge în zonele care vor fi cartate prin aplicația care am prezentat-o mai sus. Cred că am tot vorbit de ziua curățeniei, dar n-am precizat data, 28 septembrie 2013, așa că vă așteptăm pe toți, măcar într-o zi a curățeniei. Raza de acțiune este pe tot județul Neamț. Prioritar vor fi zonele care sunt în afara orașului, deoarece în oraș sunt servicii de salubritate care ar trebui să facă și fac acest lucru. Ca voluntari sperăm să avem peste 5.000 de voluntari, acest însemnând și persoane adulte, cât și elevii din școli. Și obiectivul este ca 40% din gunoiul selectat să fie reciclat. Ca informație comparativă, anul trecut au fost circa 4.000 de voluntari și au colectat 2.400 de saci. Asta ce avem detalii de la organizatori. Nu ne-au transmis pe fiecare an, să puteți face o comparație, ce ne-au dat. Implicarea financiară va consta doar în transportul voluntarilor care nu au posibilitatea către zonele de selectare și pentru mânușile care trebuie să-i dotăm. Și sacii din primele discuții ne vor pune la dispoziție firmele de salubritate, deoarece ei au deja pregătiți pe culori și vor fi duși la groapa de gunoi. Cele care se vor culege de jurul orașului Piatra Neamț vor fi aduse la Piatra Neamț, iar celelalte care vor fi... Da, iar cu ajutorul Instituției Prefectului am luat legătura cu toate primăriile și primăriile ne vor ajuta de pe raza comunei lor cu serviciul lor privat de colectare care l-au, care va ridica gunoaiele. Noi dorim ca, după ce voluntarii fac curat, să apară acele servicii care să ridice gunoaiele, deoarece... Voluntarii pot pleca cu sacii. Da. Noi le vom lăsa la anumite locuri de înainte stabilite împreună cu primăriile locale. Dacă mai aveți întrebări, dacă nu, vă rugăm să stați pe pagina noastră de Facebook, unde mai o să primim informări și o să le distribuim și către voi și către voluntari. Da, dăm și comunicat după... Da. Cu ocazia asta, numai că vă invităm
vedea dacă se poate să facem și o campanie mediatică, na, tot așa pe baza voluntariatului. Adică, na, nu trebuie să exagerăm sau să fie neapărat, de exemplu, la televiziune clipuri. Dar bine, discuțiile astea vom încerca să le avem individual cu fiecare publicație TV în parte. Dar să încercăm să facem ceva vârvă și să atragem cât mai mulți oameni în acest proiect. Pe 28 atunci. Ca persoană ce reprezintă Consiliul Județean este doamna Rusu, doamna Elena Rusu. Da, am luat. Care o să luați legătura. Pentru derularea parteneriatului. Este manager de proiect în proiectul nostru și este responsabilul de mediu din cadrul biroului lui. Deci este persoana cea mai potrivită. Să încheiem tot cu un video, cu un mesaj apropo de campanie. Mulțumim pentru participare. Și noi mulțumim.